Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă întâlnire de conștiință. Într-un context nefast, ne aflăm în a treia zi de când s-a declanșat un război fratricid dincolo de granițele țării noastre. Trăim într-un coșmar care se tot continuă, nu ne-am dezmedicit bine cu pandemia și iată un nou capitol dramatic se deschide în lumea aceasta. Parcă toate au luat-o razna. Încercăm să contrabalansăm urâțenii acestei lumi, căutând oameni repere care să deschidă culoare luminoase, în așa fel încât să reușim să trăim normal. De aceea, în ciuda contextului atât de învolburat, sunt bucuros să o am invitată în această ediție a emisiunii pe prietena noastră, doamna profesor, conferențiar, universitar doctor Marina Cristiana Rotaru. Bine ați revenit în studiourile Dada TV, bine ați revenit la o nouă întâlnire de conștiință. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu din nou în platoul Dada TV, o emisiune cu stil și cu conținut de calitate. Doamna Marina Rotaru, ce e cu lumea asta? Vă întreb, sigur, întrebarea e abruptă, nici măcar ne-am încălzit în această emisiune. Încerc să încălzesc puțin atmosfera și să îmi explic această întrebare care oricum nu figura în desfășurătorul creionat al discuției noastre. Dumneavoastră, îndrăznesc să spun, sunteți cercetător al coroanei regale britanice, sunteți de asemenea pasionată, nu se putea altfel, de familia regală a României și v-ați legat afectiv de câteva figuri luminoase din aceste familii. Și pentru că vă știu de multă vreme, am colaborat în câteva rânduri, i-ați însoțit, trăind într-o oarecare măsură, episoadele dramatice prin care au trecut acești oameni, cele două conflagrații mondiale. Imediat vom dezvălui subiectul emisiunii. Este vorba de o contemporană a celor două conflagrații. Cum vedeți mersul acestei lumi? Noi aflam de la părinți și din cărțile de istorie sau cărțile de povești despre războaie sângeroase, despre molime devastatoare. Nu credeam că generația noastră va prinde asemenea realități. Cum priviți dumneavoastră realitatea zilei? Da, prindem și noi o generația noastră ceva urât. Nu-mi vine în cap decât ceea ce spunea Shakespeare, că the world is out of joint. Și întotdeauna te întreb într-o situație ca asta încotro să o iei. Cum e mai bine? România a avut de partea ei în primul război mondial și în al doilea război mondial o familie regală. Și rolul acestei familii regale a fost de a da țării o direcție într-un moment în care totul era braiște. În primul război mondial lucrurile s-au terminat foarte bine pentru România, pentru că era și un context favorabil. În al doilea război mondial, lucrurile s-au terminat mai prost, în ciuda eforturilor familiei regale. Dar bănuiesc că în astfel de condiții, când poate prezentul pare că nu-ți oferă niște soluții, ne putem întoarce în trecut și învăța de acolo ceva, de la înaintași care totuși au răzbit într-un fel sau altul. Cum v-ați legat următorul sub punct al discuției noastre, pentru că vom vorbi astăzi, în măsura în care ne permite timpul, despre un om luminos, un om care pe mine m-a impresionat foarte tare. Sigur că n-am avut ocazia să cunosc acest om, dar
cumva viața m-a purtat pe urmele, pe urmele prințesei Ileana României, care va deveni apoi Maica Alexandra. Înainte de a vă invita să scoateți la iveală această viață atât de frumoasă și dramatică deopotrivă, o să vă relatez o scenă recentă. În urmă cu 2 luni am scris un articol despre spaimele, despre demonii care ne încolțesc în aceste vremuri. Și acolo dezvoltam aceste provocări ale pandemiei și spuneam că toți suntem capsați de dinții, de colții otrăviți ai dihoniei, ai confuziei, ai tristeții. Și acum m-am gândit să echilibrez puțin abordarea. M-am gândit, nu pot să las așa, trebuie să scriu și despre îngeri. Nimic mai simplu, mi-am zis. E specialitatea mea, am ținut atâtea prelegeri, atâtea predici despre îngeri. Obișnuiesc să îmi spun rugăciunea ca în copilărie către îngerul meu păzitor, către prietenul meu nevăzut. Deci, nimic mai simplu, da? Vă mărturisesc că am fost blocat. Adică, în ciuda faptului că sunt destul de spontan, parcă eram bătut în cap. O lună de zile n-am fost în stare să scriu nimic. Toate mi se păreau banale. Ce-i cu mine? Am dat vina la un moment dat pe lipsa timpului. Dar și când mi-am făcut timp anume să scriu despre îngeri, nu izbutea. Până când, mistuindu-mă, consumându-mă, zic, nu se poate. Am fost condus în mod tainic către o carte. E vorba de această carte. Maica Alexandra, Principesa Ileana României, cu titlul Sfinții Îngeri. Citind această carte, mi s-a deschis o fereastră și am fost în stare să scriu nu un articol, ci 2 articole despre îngeri. De fapt, această relatare vă și privește, pentru că acesta este motivul pentru care vă aflați astăzi în studio. Mă rog, acesta e motivul pentru care v-am invitat, datorită Maicii Alexandra, care mi-a inspirat nu doar acele articole, ci și invitația pe care urma să vă adresez. Atunci îi mulțumesc în gând și mai pe Alexandra. Pentru că îmi oferă posibilitatea de a vorbi despre lucruri și oameni care îmi plac. Vă înțeleg că uneori sunteți ghidat de o forță nevăzută. Se întâmplă. Și nu se întâmplă niciodată degeaba. Așa cum și Maica Alexandra, pe tot parcursul vieții, a fost ghidată de o mână nevăzută. Poate de prietenul necunoscut, pe care ea povestea că l-a văzut pe la 7 ani. Ea menționează lucrul acesta, că la 7 ani a văzut îngeri și că i s-au părut foarte reali și toată viața amintindu-și momentul, i s-a părut întotdeauna real ca prima dată. Aș vrea să încep povestirea despre Maica Alexandra, Principesa Ileana și mai târziu Maica Alexandra, scoțând în evidență un pic personalitatea ei, pentru că a fost o personalitate foarte complexă, trăind în niște timpuri extraordinar de dificile. Când probabil ești tentat să te lași purtat de val și de tăvălugul istoriei. O fire extraordinar de curajoasă, dând dovadă inclusiv de curaj fizic, nu odată în viață, o fire voluntară, o fire puternică și în același timp o persoană extraordinar de inteligentă, chiar dacă nu absolvise niște instituții de învățământ superior. O fire perseverentă și o fire și practică. Lucrurile acestea au ajutat foarte, foarte mult în viață. Dar, propriu zis, de unde a avut ea puterea într-o viață în care a fost întoarsă
de nenumărate ori și trântită la pământ de viață de nenumărate ori. Cred că în primii ani ai vieții, când se consolidează acele mecanisme care la un moment dat devin automatisme ale educației, dar care sunt, cum ar veni, fundația, ea i-a avut în fața ei pe cei doi părinți, pe regele Ferdinand și pe regina Maria, care au contribuit esențial la educația ei. De la ei a învățat cum a învățat compasiunea, a învățat curajul, a învățat simțul dreptății, a învățat dragostea de țară, a învățat onestitatea. Te întrebi, cum e educat un copil regal? Se educă regalitatea într-un fel sau altul? O înveți de undeva? Nu, nu o înveți de undeva, o înveți pur și simplu văzând și făcând și văzându-ți părinții. Și atunci, anii aceia de început au fost anii ei formatori. A învățat să fie regală, s-a văzut întotdeauna, a avut întotdeauna o distincție extraordinară, dar în aceeași măsură și-a înțeles locul, și-a înțeles menirea, și-a înțeles că trebuie să se ridice întotdeauna, prin efort, la așteptări. Și a reușit să facă lucrul acesta, cred că putem spune, de fiecare dată. Dar a reușit să facă lucrul acesta renunțând întotdeauna cât un pic la ea. Și nu poți să fii regal dacă nu ai acest simț sau dacă nu înțelegi ce înseamnă abnegația, renunțarea la sine. Altfel nu poți să faci lucrurile acestea. Și înainte de a trece mai departe la povestire, sunt două coordonate pe care eu le consider esențiale în înțelegerea personalității ei. Aș spune, nu neapărat simțul carității, cât vocația carității și apoi simțul compasiunii. Sunt două coordonate care i-au modelat personalitatea și i-au influențat toată viața. Mă gândesc acum de ce a primit numele Ileana. E foarte interesant lucrul acesta. Am aici în față o carte care se numește Copila cu ochii albaștri, nu știu dacă se vede și la cameră, este scrisă de mama sa, de regina Maria, în 1931. 1931 este anul în care principesa Ileana se căsătorește cu Anton de Habsburg și copila ei mult iubită pleacă din cuibul părintesc. Sigur, ca mamă se bucura, fiica ei își începe o viață proprie, o familie proprie, dar ea, regina în sinea ei suferea, se întorsese în țară Carol al II-lea, începuseră frecușurile în familie, Carol al II-lea nu prea s-a purtat frumos cu mama lui și nici cu sora lui de la un punct încolo. Și în 1931, regina Maria scrie această carte, sunt convinsă că a scris-o ca să-și ostoiască dorul de Ileana. Este o carte despre Ileana, în care regina explică de ce îi dă numele Ileana. Și dacă îmi dați voie, să o citesc pe regină. Ea spune, pentru primii patru copii am acceptat să le dau numele cerute de tradiția regală și de, restricțiile regale. Pentru Ileana, regina spune așa, citez, mi-am cerut dreptul să aleg numele pe care eu îl voiam, o recompensă pentru lunga mea supunere de până atunci. Închei citatul. Și la altă pagină spune, o descrie pe Ileana așa, copila noastră cu ochi de un albastru adânc, copila României, Ileana Cosânzeana. M-a mirat această comparație cu Ileana Cosânzeana, deci într-un fel o compară pe Ileana cu zâna noastră bună, zâna din basmele noastre, din poveștile noastre nemuritoare. Poate să pară o exagerare, dar dacă o însoțim, citim cartea Trăiesc din nou, cartea ei autobiografică a principesei Ileana, cred că ajungem să fim toți de acord că ea a devenit pentru mulți la un moment dat zâna cea bună, care i-a scăpat poate de la boală, i-a scăpat din necazuri, pe unii, unora chiar le-a salvat viața. Și regina explică lucrul acesta foarte frumos în carte. După care
urmează anii exilului în Moldova, în timpul primului război mondial. Principesa Elena s-a născut la finalul anului 1908, pe 23 decembrie stil vechi și 5 ianuarie 1909 stil nou. Deci în 1916, când familia regală pleacă în exil în Moldova și pe urmă al doilea an, 1917, când a fost un an foarte greu pentru armata română în retragere în Moldova, câți ani să fie avut Ileana? 7-8 ani de zile. Iar Ileana își însoțește mama peste tot, că era copilul el mai mic la vremea respectivă și stătea cu mama ei în permanență și a văzut-o pe Maria cât de mult se zbătea să-i ajute pe toți, pe soldați, pe femeile singure, pe copii, pe orfani, se zbătea pentru toți. Și ea vede acest efort al mamei, ea Ileana, și la un moment dat se întâmplă un declic la acel copil de 7-8 ani de zile. Și o să mă întorc tot la Regina Maria și am să citesc tot din această carte. Regina Maria spune așa: Ileana a vrut și ea să fie de ajutor. Așa că a început să meargă pe străzi cu un coș plin cu pâine strânsă de la masa noastră. Dădea roată de la unul la celălalt, rugându-ne să cedăm bucata noastră de pâine soldaților înfometați. Dădaca ei a trebuit să o însoțească ducând un termos cu ceai cu rom. Și am stat și m-am gândit ce s-a întâmplat în acel copil de 7-8 ani de zile, atât avea, să aibă această inițiativă, pentru că e clar a fost inițiativa ei, nu i-a spus nimeni, du-te, uite, îți dăm noi ceai, îți dăm noi pâine, du-te tu. Și mi se par, sunt două lucruri aici extraordinare, care n-au cum să nu te cutremure, dar în sensul bun. Odată a simțit ea să facă lucrul acesta, un copil de 7-8 ani, și a doua oară, al doilea lucru, s-a gândit și cum să rezolve problema. Și s-a dus la cei mari și le cerea felia de pâine. Atât a putut să gândească atunci un copil, dar pentru vârsta și pentru contextul în care se desfășurau evenimentele era ceva extraordinar. De aceea am spus la început că de mică a avut conștiința carității. Mă iertați, vă întrerup. E impresionant să știi cum o fetiță își însoțește mama poreclită, supranumită mama reminților, prin spitale, cât de marcată a fost această copilă. Atât de marcată încât, nu vreau să anticipez, dar ce a făcut după aceea a fost de fapt continuarea a ceea ce făcea mama ei. În al doilea război mondial a devenit din adins, tocmai ca să reitereze, să repete, să fie generoasă, să continue generozitatea și caritatea reginei Maria. Cred că nu aș exagera dacă îndrăznesc să spun că ceea ce a făcut Regina Maria în primul război mondial l-a continuat Ileana în al doilea război mondial. În 1940, când începe războiul și la noi, la un moment dat Ileana se consultă cu prințul Știrbei, care o întreabă: urmează războiul, va trebui să decizi de care parte a baricadei te poziționezi? Ce simți că ești? Și a răspuns: simt că sunt româncă. Și atunci a spus: bine, vină în țară. Și a vine în țară și se stabilește la Bran. Și acolo își continuă activitatea de infirmieră, întâi la un spital militar care era organizat în gara din Brașov, dar dorește să construiască ea un spital și construiește spitalul Inima Reginei chiar la poalele Branului, nume dat în onoarea și în memoria mamei ei. Și construiește acest spital nu numai pentru soldații răniți, indiferent de ce, din ce armată erau, îi ajuta pe toți până la urmă, dar inclusiv pentru localnici, pentru săteni, pentru bătrâni, pentru infirmi, pentru copii, pentru femei care nășteau și nu aveau un ajutor și așa mai departe. Și este impresionant cum a reușit să construiască acel spital, Inima Reginei, de la zero aproape. Bun, a avut la un moment dat ceva susținere financiară din, să zic, caseta ei personală, dar ca să ridici un spital, să-i
pui la dispoziție tot ce este nevoie, a avut nevoie de mai mult. Și aici aș vrea să fac să construiesc așa un mic context. La un moment dat și-a dat seama, ea era o femeie inteligentă, principesa Ileana, și și-a dat seama că vrând nevrând va trebui să intre în legătură și cu oficialitățile statului, care între timp începuseră să fie infiltrate, ministerele și toate instituțiile statului să fie infiltrate de comuniști. Și în ridicarea acestui spital putem spune că ea la un moment dat a făcut un compromis. Dar nu un compromis, și aici vreau să subliniez, nu un compromis cu conștiința sa, ci mai degrabă cu imaginea sa. În ce sens spun lucrul acesta? Ajunge la un moment dat, printr-o voie a sorții, să se întâlnească cu Emil Botnăraș, care vine odată și face o vizită, mă rog, un fel de inspecție la spital. Se prezintă, află, în fine, cine este și la un moment dat îi spune, știți, eu sunt secretarul Partidului Comunist, când veți avea nevoie de mine, să-mi spuneți. Și ea de atunci dezvoltă această legătură pur profesională, cum spune ea mai târziu, cu Emil Botnăraș, ajunge prin intermediul lui să-i cunoască și pe ceilalți, îl cunoaște și pe Petru Groza, îl cunoaște și pe Gheorghe Udej, merge la Ministerul Sănătății, peste tot încercând să scoată, să facă rost de resurse pentru spital. Lucru care în epocă i-a adus porecla nemeritată, propriu-zis, de The Red Aunt, mătușa cea roșie, adică comunistă. Și sunt rapoarte ale lui British Intelligence în care sunt bine documentate aceste întâlniri și drumuri ale principesei la București, unde se întâlnea cu unii reprezentanți ai guvernului comunist, care între timp guvernul devenise comunist. Și la un moment dat există într-o carte scoasă recent pe piață despre principesa Ileana, scoasă la Corinth Books și scrisă de Diana Mandache, o să permit să citez din această carte, un raport al lui British Intelligence în care principesa Ileana este descrisă așa: extrem de orgolioasă și ambițioasă, care avea calitățile politice ale mamei sale și ceva din virtuțile Caterinei cea Mare. Ea a știut foarte bine, sunt convinsă că nu a fost o naivă, a știut foarte bine ce își asumă și a știut că la un moment dat faptele ei vor fi prost privite. Și într-adevăr a ajuns la un moment dat într-un conflict chiar cu regele Mihai și cu regina mamă Elena. O să ajungem să vorbim de lucrul acesta pentru că au fost niște lucruri care au durut-o foarte mult. Dar ea și-a asumat această cruce pentru că a spus: nu fac pentru mine și pentru familia mea, fac pentru nevoiași, cei care au nevoie. Și atunci a fost în stare să-și sacrifice imaginea, să fie umplută de noroi, dar ea reușind în felul acesta să ajute pe toți care aveau nevoie de ajutorul ei. Și chiar dacă i s-a spus mătușa acea roșie, totuși la Bran se știe că a ascuns atâți oameni ca să-i ajute să scape de prigoana comunistă. Deci în niciun caz nu a fost mătușa roșie. Dovadă că a fost atât de iubită și atât de prețuită și dacă îmi îngăduiți, vă relata un episod emoționant în momentul în care, în 1948, dacă nu mă înșel. Pleacă din țară, da. Pleacă din țară. Pleacă de la Bran, oamenii au venit în număr mare să își ia rămas bun și, spunem mai devreme, de un coș. Da. Un țăran mai în vârstă îi oferă un coș cu mere și îi spune să vă întoarceți să-mi aduceți coșul. Da, așa este. Mai târziu, în anii 90, când prințesa Ileana, cuvioasa Alexandra, se întoarce, un descendent al acelui țăran, care între timp se ridicase la domnul, vine cu un alt coș cu mere și spune: acum sunt sigur că o să mi-l aduceți înapoi. Episodul este relatat de prințesa Ileana, care este foarte impresionată de acest moment. A fost iubită, a fost prețuită,
așa încât acea poreclă este una nemeritată și una pe care a infirmat-o prin fiecare gest și prin fiecare cuvânt al său. Așa este. Oamenii simpli care au cunoscut-o în momentele lor de cumpănă și au văzut cum a sărit să-i ajute, sigur că n-o credeau mătușa roșie. De fapt, faptul că ei, oamenii, când îi se adresau, ei îi spuneau domnița Ileana sau pur și simplu domniță. Acest cuvânt, un diminutiv, care e de fapt o expresie a afecțiunilor pentru ea. Și așa a rămas în mentalul colectiv al celor care au cunoscut-o, domnița Ileana. Lucrul acesta spune foarte, foarte, foarte multe. O altă dimensiune a personalității ei, faptul că a știut să fie un om al vremurilor de atunci, un om modern pentru vremea respectivă. Era pasionată de sport. Aici vreau să fac scurt câteva trimiteri. A susținut foarte mult dezvoltarea turismului în țară, ca România să fie cunoscută, în primul rând, de oamenii, de locuitorii ei, dar după aceea și de oamenii din străinătate, de vizitatorii din străinătate. A făcut parte din foarte multe cluburi din acestea de turism, de drumeții, girând cu numele ei scopul clubului și activitățile sportive de atunci. A susținut, de exemplu, foarte, foarte mult schiul. Prin intermediul mamei ei, ia cunoștință și ajunge să-i cunoască pe reprezentanții acelei mișcări internaționale, Young Men's Christian Association și Young Women's Christian Association, pe care vine în România și prima persoană de rang înalt care ajunge să-i cunoască e Regina Maria și de la mamă învață și fica. Și ajunge să fie președinta Asociației Tinerilor Femei Creștine din România. Se ocupă de educarea acestor femei în spirit creștinesc. Ajunge președinta Asociației Naționale a Cercetașelor. Fratele ei, Carol, se ocupa de Asociația Cercetașilor și Ileana se ocupa de Asociația Cercetașelor și povestește cum le organiza tabere. Prima tabără a cercetașelor organizată de Ileana a fost la Mănăstirea Hurezi, unde își invită propria mamă ca cercetașele, când depun jurământul, să depună jurământul în fața reginei. Și povestește în cartea autobiografică Trăiesc din nou cum seara se adunau la focul de tabără ea cu fetele și regina mamă, regina Elena, care le povestea copilelor, stând cu ele în jurul focului, amintiri din copilăria ei. Stau și mă gândesc, dacă închidem un pic ochii și ne imaginăm momentul, să ai pe Regina Maria lângă tine, lângă un foc de tabără, povestindu-ți din copilăria ei. Acestea, cred că sunt momente pe care oamenii aceia, copilele acelea de atunci, nu le-a uitat niciodată. Ileana ajunge la un moment dat, după primul război, e trimisă în Anglia ca să-și îmbunătățească, să-i spun, educația școlară, să-i spunem așa. Și este trimisă la un colegiu foarte bun al vremii. De fapt, el e și acum, pentru că i-am verificat website-ul, Heathfield College, din localitatea Ascot. La vremea respectivă era ca și acum, un colegiu internat pentru fete și cu foarte bine titrat în lumea de atunci britanică. Ajunge acolo, culmea, nu este foarte bine primită de colegi. Știm că, mă rog, anumite cercuri aristocratice britanice întotdeauna au avut acel stiff upper lip, așa un pic nasul pe sus, și au cam încercat să o snobească. N-au reușit, pentru că ea a rămas fidelă convingerilor și educației primite de acasă și s-a ridicat întotdeauna peste frecușurile de care avea parte aproape zilnic. Și când s-a reîntors în țară, a plecat din Anglia în admirația tuturor colegilor de acolo. Și în Anglia, probabil, cunoaște mai bine fenomenul acesta al cercetășiei și îl aduce și în țară cu scopul de a educa tineretul și de a se implica în educarea
tineretului. Și l-a făcut cu, pasiune. Ea este reprezentanta și n-a fost singura, dar generația ei cred că se caracterizează prin foarte mult entuziasm, profesionalism și caracter. Și lucrurile acestea s-au văzut și mai târziu când iarăși istoria o îngenunchează. Îngenunchierea de care vorbiți a fost un moment de cotitură, pentru că, știți, așa e, omul smerit e omul puternic, pentru că își dă seama de limitele lui și, și pentru că își dă seama de faptul că e dependent de părintele lui. Ce s-a întâmplat cu principesa Ileana a fost ceva ce, sigur, i-a șocat pe membrii familiei, deși avea înclinația aceasta, da, și totuși înclinația spre monahism concretizată a rupt tiparele. Se retrage, conform dorinței sale, la o mănăstire în Germania, inițial, nu, în Franța. În Franța. Și după ce își vede copii, cei 6 copii realizați, împliniți, înțelege că și-a împlinit vocația de mamă și alege să asculte de cealaltă chemare, chemarea lui Dumnezeu. Vă rog să dezvoltați acest început de drum nou în viața principesei Ileana. Nu e un lucru prea comun, nu sunt prea dese situațiile în care un os domnesc să ajungă la mănăstire. Da. Ca și în alte momente ale vieții, e obligată să o ia de la zero. Ea a avut dorința de a se călugări chiar din momentul în care a plecat din țară în 48, dar știind că are copii, a trebuit să se ocupe mai întâi de ei. Moartea uneia dintre fiice, împreună cu soțul fiicei, în Brazilia în 1959, într-o prăbușire a unui avion, o șochează, nici n-avea cum altfel să fie. După aceea, unul dintre băieți, Ștefan, are un alt accident care îi pune viața în pericol și multă vreme nu s-a știut dacă supraviețuiește sau nu. Și lucrurile acestea au făcut-o să înțeleagă că, într-adevăr, este momentul să renunțe la această viață. Mi-am pus întrebarea, la un moment dat, de ce și-a luat numele de maica Alexandra? De ce numele de Alexandra? Și m-am tot gândit, am tot întors pe parte și pe alta situația. Și ca să pot să răspund și să dau o explicație, mă întorc un pic în trecut, la anul 1945, anul în care Ileana primește o lovitură sub centură cumplită. E anul în care se împlinesc 7 ani de la moartea reginei Maria. Știm că în tradiția ortodoxă se face un parastas de 7 ani cu o anumită simbolistică. A avut loc acel parastas la Curtea de Argeș, făcut în mod oficial. Ea a fost singura membră a familiei regale căreia i s-a interzis să participe. Lucru care pur și simplu a îngenunchiat-o de durere, spune lucrul acesta. Și m-am întrebat, dar de ce nu i s-a dat voie? Și aici motivul este într-un fel neînțelegerea momentană, temporară, cu regele Mihai. Ce se întâmplase între timp? Anul 1945 e anul în care România își pierde guvernul democratic și la 6 martie vine guvernul comunist condus de Petru Groza. Regele deja începe să aibă un fel de război rece avant la letră cu guvernul comunist pe care nu-l cunoaște, urmând ca după aceea, în timpul anului, spre finalul verii, să intre în să declanșeze greva regală. În perioada aceea, Ileana își dorea ca fiul ei cel mare, Ștefan, care ajunsese la o vârstă, nu mai putea să fie școlit acasă la Brand, unul sau altul care să facă pe post să
aibă rol de învățător și a spus trebuie să-l duc totuși la o școală unde să învețe carte. Și își dorea foarte mult ca Ștefan să fie primit la liceul militar de la Mănăstirea Dealu. Dar pentru că el era neamț, considerat neamț, noi deja ne rupsesem de nemți, ea, mă rog, face toate diligențele, reușește copilul să intre la liceu, dar se pare că lucrurile acestea n-au mai putut ajunge dintr-o comunicare fracturată la urechile regelui. Regele află post factum și e foarte supărat pe gestul Ilenei, plus că aceste, să zic, situații de familie îi încurcau politica pe care el vrea să o aibă față de Partidul Comunist și față de guvernul pe care nu-l recunoștea. Iar Ileana intrase în contact și cu niște reprezentanți ai guvernului ca să poate să-l înscrie pe Ștefan la liceu. Mă rog, se supără, e o perioadă îndelungată în care nu își vorbesc, nu este primită în audiență la rege, dar în cele din urmă regele își retrage cuvintele și dă permisiunea lui Ștefan să meargă la liceul militar. Dar toate aceste frecușuri o afectează și o afectează cel mai mult faptul că n-a putut să meargă la parastasul de 7 ani. Și ea, Ileana, povestește undeva, da, în momentul în care află că nu poate să meargă și efectiv pică din picioare de durere, are în momentul acela un fel de moment de epifanie, o revelație, în care spune: e o zi în care mi-am dat seama și am cunoscut și am înțeles, se duce să se roage, îmi spune ea, în bisericuța de alături, deci probabil că era la Bran, și se duce să se roage în bisericuța de alături. Și rugându-se, realizează că toate aceste probleme, răutăți, mizerii, de fapt, n-au absolut nicio importanță. Și spune la un moment dat: și îmi ridic privirea către cer și văd muntele. Și atunci, pentru ea, muntele n-a reprezentat Golgota, ci muntele a reprezentat schimbarea la față și ce trebuia ea să facă din acel moment. Și mai spune un lucru: atunci am cunoscut și am înțeles-o mai bine pe mama și felul în care ea, mama, a putut să construiască din angoasă și durere o scară a împlinirii. Și atunci sunt convinsă că în momentul în care a luat hotărârea să se călugărească și să-și ia un alt nume, s-a întors cu gândul la acel moment de epifanie. Și cred că unul din motivele, nu cred că există un singur motiv, probabil că e un complex de motive, dar cred că unul din motivele pentru care și-a ales numele de Alexandra este acel moment de legătură cu mama ei, Regina Maria având mai multe prenume, unul fiind Alexandra. S-a numit Maria Alexandra Victoria. Și asta este teoria mea, dar undeva cred că lucrurile au stat și așa. Da, impresionant. Am avut ocazia fericită, așa, chiar Dumnezeu m-a răsfățat și cu acest prilej, să ajung la Ellwood City, în Pennsylvania, la câteva zeci de mile de Pittsburgh, în 2014, la mănăstirea întemeiată de cuvioasa Alexandra, de maica Alexandra, acolo unde se și odihnește în incinta mănăstirii. Foarte straniu, e un sentiment ciudat. America, da? Când zici America, zici țara tuturor posibilităților și deodată, în acea imensitate, în acea lume care e diferită, cine ajunge acolo își dă seama, America e diferită de lumea noastră. Deodată am intrat pe un alt teritoriu. Era acolo o ambianță atât de duhovnicească, iată frumusețea, iată delicatețe în atmosferă, încât, da, acolo m-am simțit ca acasă. Nu putea fi altfel, nu poate fi explicată această profunzime, acest farmec din atmosferă, decât dacă maica Alexandra era prezent acolo, girând, patronând, fiind de fapt ea gazda noastră. Și acolo am întâlnit o
călugăriță de origine germană. Din păcate nu mai era nicio călugăriță româncă, deși a întemeiat mănăstirea și apoi a format o comunitate de călugări cu precădere de călugărițe, cu precădere românce. Dar această călugăriță care era avea un chip luminos și îi fusese uceniță. Uh-huh. Și era formată din punct de vedere teologic, din punct de vedere duhovnicesc de Maica Alexandra. Am simțit acolo prezența gazdei noastre. Nici nu cred că ar fi putut să fie altfel, pentru că a fost dorința ei puternică de a face așa ceva, de a construi o mănăstire ortodoxă în America și, dacă nu mă înșel, prima mănăstire ortodoxă în zona aceea a Americii. Este prima mănăstire de călugărițe din Statele Unite. Din Statele Unite. Și povestește în cartea ei autobiografică, Trăiesc din nou, cum a ridicat-o. Întâi și-a cumpărat o rulotă și dormea singură. Adică întrece aproape imaginația. O femeie ajunsă la aproape a treia vârstă. O ia de la zero, într-o altă țară, un alt continent. Stă singură într-o rulotă la marginea orașului, că încă nu-și cumpărase lotul de pământ pe care urma să construiască mănăstirea. Și povestește că, o spune așa, printre picături, că nu era întotdeauna ușor și atunci, când simțea că e mai greu, trăgeam perdelele și, într-un fel, se regăsea. Și după aceea se mută cu rulota aceea singură, singurică, pe în zona în care urma să construiască mănăstirea. E greu de explicat așa ceva, decât poate dacă înțelegem că în momentul când a ales să se călugărească și să renunțe la tot ce înseamnă viață de mirean, s-a dedicat cu trup și suflet unei alte vieți care are o cu totul altă configurație. Și a devenit cu adevărat fericită conform mărturisiilor sale. Și ce e interesant, din păcate va trebui să încheiem curând, n-aș vrea să ratăm acest moment al discuției noastre. Ea optează pentru ca hramul mănăstirii întemeiate să fie schimbarea la față. Și justifică la un moment dat, lumea are nevoie de o schimbare la față. Materialismul, secularismul, lumea nu mai poate să continue așa. Avem nevoie de o schimbare la față. Doamna Marina Rotaru, sunt foarte bucuros că v-am avut oaspete. Pare rău că timpul petrecut atât de oameni dragi capătă o altă dimensiune. E prea iute, ne fuge. O să aici spun public că vom relua această întâlnire. Sper curând, în măsura în care timpul și timpurile ne vor permite. Deocamdată vă rog să nu vă ridicați, o să mă ridic eu. Vă voi dărui acest buchet de flori care conține un mesaj. Vă rog să luați mesajul. Vă și mulțumesc să-l pentru buchet. Citiți. Este ușor de deschis, vă rog să aveți încredere. Citiți-l cu voce tare, să vă audă toată lumea. Printre primele știri auzite de mine în zilele Revoluției a fost una despre Maica Alexandra, care atunci a spus că România este grădina Maicii Domnului. Marina Cristiana Rotaru, citim din Marina Cristiana Rotaru. Doamnelor, mulțumesc, părinte! Doamnelor și domnilor, trăim vremuri stranii. Când perspectiva se înnegurează, nu e nimic pierdut, pentru că noi știm care e direcția. Nu e nici înapoi, nu e nici înainte. Uneori nu e nici înainte, nici de dreapta, nici de stânga. Este ascendentă. Direcția noastră este ascendentă. Este spre lumină, lumina care a cuprins-o și a pătruns-o pe prințesa Ileana, sau cum spunea ea însăși, prin angoase și prin suferință, pe scara împlinirilor. Vă mulțumesc!